Alea spre Mântuire, cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online, cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a cele mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos. Predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române. Acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio. Saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți. Viețile Sfinților și tema ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Bună seara și bine ați venit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Achim de la Mănăstirea Vlădiceni. Salut, dreapta, Părinte, și bine ați venit la noi. Doamne, ajută, pace și bucurie la toată lumea și la toți cei care ne ascultă. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Ca de obicei, înainte să intrăm în temă, invit pe cei ce ne urmăresc să lasă întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât să le putem adresa în partea a doua a emisiunii Părintelui. Și desigur, vă invit să aruncați o privire și în descrierea acestui live. Acolo găsiți modalitățile prin care ne puteți susține activitatea pe acest canal de YouTube. Tema propusă este una foarte provocatoare, zic eu, pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu ne cheamă, dar noi rămânem ori indiferenți, ori ne găsim altceva de făcut, ori prin îndoiala lui Dumnezeu și prin mila sa răspundem chemării sale și atunci se întâmplă lucruri minunate. Așadar, Părinte, vă invit să ne explicați puțin cum stă treaba cu chemarea lui Dumnezeu. Da, titlul este foarte bun, introducerea chiar este foarte potrivită. Aș vrea să merg cu gândul tocmai spre această chemare la apostolie, pe care atât Evanghelistul Marcu cât și Evanghelistul Matei ne face referință și ceilalți evangheliști. Ne face referință atunci când Mântuitorul, iată, vine pe malul Mării Galilei și le adresează această chemare apostolilor și spune: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aici e o chestie foarte interesantă și un lucru, nu știu dacă poate există multe persoane care și-au pus problema. Această chemare, iată că a fost ascultată îndată, pentru că se spune că imediat l-a urmat pe acesta. Doar că, dacă ar fi să privim în conjunctura timpului de atunci, pentru că, așa cum ne spune și un profesor de Noul Testament, Nicholas Thomas Wright, noi, ca să înțelegem Evanghelia, trebuie să cunoaștem puțin și din timpurile de atunci. Iată, ni se spune că în Galileea, acolo unde Mântuitorul propovăduiește și începe propovăduirea, se înfiripă o mare agitație, o mare zarvă, pentru că acest om, iată, apare și, după cum Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne semnalează, spune: cine este acest om, cine este acesta
Și cine este această învățătură nouă, că până și duhurile ies din oameni? Adică o învățătură care era cu totul diferită de ceea ce fusese până atunci. Trebuie să avem în vedere că Galileea de atunci era o Galilee care, în care oamenii simpli își duceau viața doar prin meseria care o aveau în viața de zi cu zi, pescuitul sau alte meserii de zi cu zi, și frecventau sinagoga sau odată în an templul din Ierusalim, dar în rest oamenii nu erau cunoscători de carte. De altfel, așa ne spune istoria, că în sinagogile din Galileea, până și rabinii care propovăduiau pe acolo, propovăduiau Vechiul Testament, legea mozaică, nu aveau prea multe cunoștințe și erau destul de rigizi și destul de, cum am spune noi în ziua de astăzi, citau foarte mult pe alții, nu ideile lor personale, nu aveau acest suflu, nu aveau această viață. Și iată că Mântuitorul apare și dă o nouă nuanță, dă o nouă culoare și mai ales minunea și situația cea mai emblematică la începutul misiunii Mântuitorului este vindecarea paraliticului dus prin acoperișul casei de către cei patru și pus la picioarele Mântuitorului. E, această minune stârnește foarte multă zarvă și dacă ar fi să ne ducem foarte puțin, ea este prezentată în capitolul 2 din Evanghelia de la Marcu, o să vedem că imediat după aceea ajunge la momentul în care Iisus se întâlnește cu Levi și îi adresează acest îndemn. Vină după mine și Levi imediat îl urmează pe dânsul. Și acum noi îmi spune, dar atât de repede, atât de scurt, adică atât dintr-o clipă, atât relatează Evanghelia. Doar că în ansamblu situația a fost mult mai complexă de atât, pentru că atât această minune, cât și foarte multele schimbări care s-au produs în sufletele oamenilor, care s-a aprins, în sufletul cărora s-a aprins ceva, au ajuns la urechea acestui Levi, acestui viitor Sfânt Apostol și Evanghelist Matei, care își avea biroul de vame și exact în buza Mării Galilei. Și atunci foarte mulți oameni vor fi trecut venind dinspre Capernaum, de la casa soacrei lui Petru, și povestind atât de multe lucruri despre acest Iisus. Mai departe, iată că îl vedem pe Mântuitorul întâlnindu-se cu această pereche, cu aceste două perechi de apostoli, adică Petru și Andrei și Ioan și Iacob, fiul lui Zebedeu. Aceeași situație, o îndrumare și o urmare imediată, adică imediat la urmat. Doar că aici este o chestie foarte interesantă și, nu știu, asta este doar o mică părere personală pe care eu mi-am pus-o tot timpul. Care ar fi diferența dintre cele două perechi? Pentru că atât și unii cât și alții l-au urmat pe Mântuitorul. Doar că, deși în ambele situații vorbim despre pescar de pești, iată că în cea de-a doua situație vorbim și de un tată, vorbim și despre Zebedeu. Adică, oarecum, vedem și lăsarea lucrurilor materiale, adică, de fapt, nu neapărat lăsarea, ci punerea pe plan secundar a lucrurilor materiale și urmarea lui Dumnezeu, în primă fază, în a doua fază, lăsarea lucrurilor materiale, dar și a celor de ordin personal și sufletesc, adică aceste legături între familie, între prieteni, care trebuie să devină și ele secundare în raport cu relația cu Dumnezeu. Pentru că exact așa cum am spus și tura trecută, a-L urma pe Dumnezeu înseamnă a face totul prin ochii Lui, prin ochii Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Dumnezeu devine secundar sau este dat la o parte, tocmai aceste situații materiale sau relațiile acestea personale devin idolii noștri sau devin Dumnezeii noștri și iau locul lui Dumnezeu. Și iată că la fel și aici se produce această urmare a apostolilor. Și iarăși ne întrebăm cum s-a produs atât de repede această urmare, această lăsare a tot ceea ce înseamnă material și personal și urmarea Mântuitorului. Dar pentru acest lucru, iată, ne răspunde Sfântul Apostol și Evanghelist Luca la capitolul 5 și ne spune că cândva, într-un trecut apropiat, mai are loc o întâlnire cu acești apostoli, cel puțin cu Petru și cu Andrei, pe Marea Galilei, când el vine și propovăduiește, dar când vine? După ce
aceștia au fost pe mare o noapte întreagă și n-au prins absolut nimica. Și el vine, propovăduiește cuvântul, ne spune istoria că atunci când Marea Galilei era liniștită, atât de frumos se auzea cuvântul celui care propovădea, inclusiv al Mântuitorului, încât ți se părea că nimic nu se aude, nici măcar zgomotul unei gâze, decât doar vocea Mântuitorului care stătea pe o bărcuță puțin îndepărtat de mal și vorbea atât de frumos. Ei, dar după acest moment, iată că le mai spune o dată, sau cel puțin îi spune lui Petru, mai mergeți și mai aruncați încă o dată plasa. Și Petru spune, dar totuși, iată, am făcut lucrul acesta și n-am prins nimica. Dar pentru cuvântul tău, pentru că ai spus, hai, o să mai facem o dată. Și atunci când o fac a doua oară, prind atât de mulți pește cât abia plasa reușea să susțină cantitatea, iar Petru are această reacție frumoasă, zic eu, se pune la picioarele Mântuitorului și spune, pleacă de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Adică asta am vrut să scot în evidență, că toate aceste urmări au loc în urma unor situații care sunt așa puse pe fundalul Evangheliei sau sunt subînțelese oarecum din contextul istoriei și trebuie cumva să mergem cu sufletul și cu mintea în acele timpuri ca să înțelegem că totuși aceste schimbări nu au fost dintr-o dată sau au plecat așa necunoscând sau au plecat așa la un ghici. Nu. Și-au asumat această decizie pentru că cel puțin doreau să afle cine este acest Iisus. Și ceea ce se întâmplă mai departe este o chestie foarte interesantă, pentru că noi, așa cum am spune, domnule, dacă aceștia l-au cunoscut pe Iisus, dacă aceștia l-au cunoscut pe Hristos, înseamnă că totul de aici e frumos și bine pentru dânsii ei. Tocmai că este un paradox, că din această clipă, până la momentul patimilor, până la momentul învierii, se produc o serie întreagă de schimbări, o serie întreagă de contradicții, o serie întreagă de îndoieli și mai ales vedem prin exemplu Sfântului Apostol Petru cât de multe se petrec și cât de multe se schimbă în sufletul acestora care îl urmează pe Mântuitorul. Și zic eu că fiecare minune care se întâmplă în viața pământească a Mântuitorului este o lecție în primul rând pentru apostoli. De ce? Pentru că aceștia vor merge până la capătul pământului să propovădească Evanghelia și o vor face nu doar rostind un cuvânt teoretic, adică o teorie auzită din gura Mântuitorului, ci vor propovădui și prin exemplul lor personal, prin toate câte au trăit, prin toate căderile lor, prin toate apăsările lor, prin toate urcușurile lor, adică vor propovădui cu exemplu propriu. Și aici e o situație pe care eu tot timpul am vrut să o dau ca exemplu, pentru că sunt foarte mulți oameni care, după ceva timp, eu știu, de rătăcit prin lume, se hotărăsc să se întoarcă din nou cu fața spre Dumnezeu și vin la biserică și se spovedesc, se roagă, într-o rânduială firească a lucrurilor. Doar că ei atunci semnalează un lucru foarte interesant și un lucru pe care ei nu reușesc să-l înțeleagă. De ce? În momentul când intră în contact cu Dumnezeu, cu un duhovnic, cu rugăciunea, cu spovedania, cu împărtășania, se stârnește această furtună în viața lor și toate se deraiază, toate lucrurile parcă nu mai sunt la locul lor. Adică semnalează acest lucru, parcă mai bine ne era atunci când nu eram la biserică, decât acum când suntem la biserică, când parcă s-a stârnit un haos. Și tocmai asta e ideea interesantă, că nu ne punem problema că în perioada cât am stat în afara bisericii, practic s-ar putea ca aceea totuși să fie anormalitatea situației în care ne aflam și tocmai este acum, în momentul când am luat contactul cu Dumnezeu, este exact ca și lumina care coboară într-o cameră care nu s-a mai deschis de mult și se văd toate dezordine, tot praful care trebuie pus la loc și trebuie așezată ordinea. Și în acest sens, tocmai apostolii ne dau cel mai frumos exemplu. Și dacă vedem de la vindecarea, de exemplu, hai să vă dau un exemplu foarte, foarte simplu și foarte frumos. Vedem o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani. Ce spune Evanghelia? Că și-a cheltuit toată averea, că a dat toți banii la doctor și n-a rezolvat absolut nimic. Ce a spus? Singura mea șansă, ultima mea șansă este acesta, Iisus, care am auzit că face foarte multe, propovăduiește, face multe minuni, și măcar dacă mă voi atinge de
poala hainelor lui mă voi vindeca. Și se spune că în jurul Mântuitorului, atunci când venea pe lângă această femeie, erau o mulțime de oameni. Și ea n-a îndrăsnit să se ducă în fața Mântuitorului, să îi blocheze accesul, ci pur și simplu s-a atins de acei ciucuri. Nu știu dacă ați văzut cum arată portul iudaic. Pe exterior este un fel de o chestie de lână, fără de mânici, dar care este construită cu acei ciucuri de lână. Femeile de la țară cred că mai fac și în ziua de astăzi cu Andreea. Ea s-a atins de acești ciucuri și scurgerea de sânge s-a vindecat. Și atunci Mântuitorul s-a oprit în loc și a spus, cineva s-a atins de mine. Și Petru, da? Pentru că Petru de multe ori este vocea apostolilor, pentru că ceea ce simte Petru e foarte probabil ca și ceilalți să simtă la fel, spune, cum Mântuitorule, cum Învățătorule, dacă toată lumea vrea să fie lângă tine, alături de tine, să vadă ceea ce spui, să fie prezenți la minunile pe care le faci, să soarbă fiecare cuvânt, cum tu spui că cineva s-a atins de tine? Normal că s-a atins de tine. Toată lumea se atinge de tine. Da. Și Mântuitorul îi spune, nu așa, Petre, ce am simțit, că o putere a ieșit din mine. Da. Și asta este lecția pentru noi. Noi stăm tot timpul în preajma bisericii, în biserică, în liturghie. Ne spovedim, ne împărtășim, mergem acasă, ne rugăm. Avem relația cu aproapele nostru. În toate acestea stă Hristos. De câte ori facem aceste lucruri cu această intensitate în care să simțim că o putere iese din inima lui Dumnezeu și vine și ne izbește exact în viața noastră, în lucrurile care avem nevoie sau în lucrurile care ne lipsesc și simțim această putere. Pentru că, iată, noi cred, din punctul meu de vedere, ne lipsește această vlagă duhovnicească. Desigur, cu toții avem o rânduială, avem un duhovnic, ne spovedim, ne rugăm, facem acest act, să zicem, tradițional. Dar iată că de multe ori ne lipsește acest foc care să ne pună drepți în fața lui Dumnezeu și să ne dea putere în această viață. Pentru că tot noi suntem cei care semnalăm că viața se întoarce la 180 de grade și parcă nu mai înțelegem nimic din trânsa. Și că oamenii din jurul nostru parcă fiecare dintr-o dată au devenit altceva decât erau și că simțim că ne sufocăm tocmai acolo unde ar trebui să ne simțim mai liberi. Și tocmai iată că ceea ce ne poate scoate din această temniță este relația noastră cu Dumnezeu, pe care noi trebuie să o prioritizăm, trebuie să-i dăm o valoare foarte mare. Pentru că iată, apostolii ne dau această lecție. Vezi, noi îl atenționăm pe Mântuitorul sau suntem în prezența Mântuitorului, dar alții vin din exterior, din subsolul vieții sau din spatele nostru, de unde nici măcar nu ne dăm seama, și iată că îl determină pe Dumnezeu să scoată o putere din frunz. Adică, practic, ne iau locul. E ceea ce Evanghelia se numește și cei de urmă vor fi cei din tine. Măcar în situația de față, noi suntem cei din tine care pierdem locul în locul lor. O altă situație foarte interesantă, mergem în Cezarea lui Filip. Da? În Cezarea lui Filip, Evanghelia lui Marcu o prezintă situația foarte frumos și dă și o imagine vizuală foarte interesantă și imediat vă prezint. Mântuitorul întreabă apostolii, cine spun oamenii că sunt eu? Și apostolii spun, unii zic că ești Ilie, altul zic că ești Ioan Botezătorul, altul zic că ești unul din proroci. La care Mântuitorul le spune, dar voi cine spuneți că sunt eu? Exact. Și Petru din nou, care este vocea apostolilor, ea spune așa, eu cred că tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și spune, adevărat îți spun ție, Petre, că nu tu ai grăit aceasta, ci Duhul Sfânt a grăit. Și la care, după aceea, în pasul următor, se vede chestia interesantă. Mântuitorul începe să vorbească despre ce? Despre patimă. Că va fi dat în mâinile oamenilor, că va fi dat în mâinile arhiereilor și va fi dat la moarte și așa mai departe. Și Petru schimbă macazul la 180 de grade. De fapt, acest Duh Sfânt pleacă și rămâne doar puterea umană sau rămâne cugetul uman. Și atât îi spune, să nu-ți fie această învățătură. Și aici Evanghelia lui Marcu este extraordinar de grăitoare. Spune așa, ci că Mântuitorul se întoarce înspre apostol, îi privește pe toți și îi vorbește aceasta lui Petru. Înapoi a mea, Satanul, pentru că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.
Deci pe toți îi privește, adică pe toți îi mustră, doar că lui Petru îi adresează cuvântul. Și iar o situație interesantă. Noi de câte ori ne punem această întrebare? Cine spune, cine, noi într-adevăr aflăm de la mulți cine este Dumnezeu. Aflăm din predici, aflăm din cuvinte, aflăm din rugăciuni, dar inima noastră cine spune că este Dumnezeu? Pentru că, vedeți, dacă noi ne s-ar pune această întrebare, probabil am dat cele mai filozofice răspunsuri, ori cele mai dogmatice răspunsuri, dar nici într-o caz nu ceea ce simte inima noastră. Pentru că noi cumva considerăm că suntem datori cu un răspuns foarte complex. Nu, suntem datori cu un răspuns foarte simplu. Ce simte inima noastră? Pentru că de-a lungul vieții sunt enorm de multe situații, de enorm de multe ocazii în care prin trăirea noastră, oricât de simplă și de măruntă ar fi, descoperim și aflăm cine este Dumnezeu pentru noi, nu pentru alții, nu pentru omenire. Da? Cel mai elocvent, încerc scuze dacă vă întrerup, cel mai elocvent înșiruire de definiții legate de cine este Dumnezeu, după părerea mea, regăsim la Catistul Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iisus e mângâierea noastră, Iisus e bucurie. Și acolo se prezintă foarte, foarte puțină filozofie, dacă m-a spus Adina, adică explicații din acestea transcendentale și permanent se pune accentul pe chestii practice, adică Dumnezeu nu este o entitate undeva în cer care mai clipărește din când în când și noi trebuie să tremurăm, să trebuie să ne închinăm la El de frică, de... Nu, este împregnat, imprimat efectiv în viața noastră de zi cu zi, de secundă de secundă. Este acolo. Și asta mi se pare cel mai fascinant, spre deosebire de alte religii, alte spiritualități. Da, absolut. Și tocmai asta este și diferența pe care o atrage Părintele Dumitru Stăniloae vis-a-vis de importanța și despre personalizarea pe care Dumnezeu cumva o face cu noi, pentru că spune așa, spune într-o formă foarte frumoasă, ci că doar o persoană se poate interesa de celelalte persoane. Adică doar un Dumnezeu personal se poate interesa și nu doar se poate interesa, că nu doar așa se uită cu privirea pe pământ, se lumenește, se propovăduiește și se jertfește și învie pentru a scoate pe un om din întuneric, din dragoste. Adică asta înseamnă că se interesează, o face până la gata, prin jertfă. Adică, așa cum am spus ora trecută, și asta este una din regretele mele, observ că foarte multă lume, cu cât se deschide mai mult spre lumea aceasta culturală, se intelectualizează foarte mult, pierde din vedere ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și rămâne doar această idee. Dumnezeu mă pedepsește. Dumnezeu e un judecător aspru. Dumnezeu trăznește. Dumnezeu o să-ți fac aia. Și dom'le, dacă Dumnezeu este un judecător atât de aspru, de ce să mai ostinețe să mai jertfească pe cruce? De ce a mai luat palme? De ce a mai luat scuipări? De ce și-a mai purtat cruce? De ce a mai dus-o pe Golgotă? De ce a murit pe cruce? Pentru ce? De ce face actul cel mai plin de dragoste din istoria umanității? Pentru că spune Evanghelistul Ioan, spune de fapt Mântuitorul, spune așa: nimeni nu ia sufletul de la mine, puterea am să-l dau și mai apoi ca să-l iau prin înviere. Adică o face din dragoste. Adică dacă Dumnezeul acesta face gestul plin de dragoste și de iubire, cum poate să fie un Dumnezeu judecător și mustrător și apocaliptic și tot felul, în toate concepțiile inventate, mai ales acum în epoca modernă. Da, cel mai șocant, iar ce spune, cel mai impresionant mi se pare mie, după Golgota, după răstignire, faptul că după înviere, Hristos nu s-a înălțat așa din prima în slavă, s-a cutremurat pământul, toată lumea s-a închinat lui, vai de mine ce Dumnezeu grozav, nu! A înviat așa cu o discreție dumnezeiască, aș putea spune, cred că este cel mai mare nivel al discreției. Și cu o diplomație, și vedem asta când Cleopa și cu cei doi ucenici care mergeau la Emaus. Cu câtă discreție, câtă diplomație, câtă răbdare și cât tact, ni se descoperă nouă celorlalți care nu l-am cunoscut pe el personal. Pentru că omul de ziua de azi are această scuză, da, între ghilimele, faptul că, da, domnule, pe apostole a chemat Hristos personal, adică cu siguranță a fost o chimie acolo, ceva, o simțit ei ceva, dar mie unde vorbește Hristos? Adică e în icoană, e static, da, e 2D acolo, e o imagine, am înțeles că e în potier, mai aud vorbind de el pe la predici, prin emisiuni, dar unde e Hristos?
Absolut. Spune omul de astăzi. Unde mă cheamă pe mine? Știți? Absolut, absolut, absolut. Și vis-a-vis de exemplu care l-ai dat cu Luca și cu Leopa, vreau să mai adaug și eu un exemplu, să adaug, să fac imaginea și mai frumoasă. Gândiți-vă că singurul evanghelist care vorbește despre cutremurul care s-a întâmplat la momentul învierii este evanghelistul Matei. Și la, aici, aici detaliul ăsta l-am învățat de la un părinte profesor, pentru că eu nu eram atent la situația aceasta. Dar foarte, foarte interesant la nuanță. Spune așa că după acest moment, de fapt în timpul acestui moment, toți soldații au căzut cu fața la pământ. S-a întâmplat momentul și la un moment dat spune așa că unii din soldați s-au dus în cetate să vestească superiorilor. Întrebarea acestui părinte profesor, dar ceilalți unde s-au dus? Și face o conexiune din punct de vedere istoric cu faptul că Matei fiind vameș, vameșii erau foarte buni prieteni cu soldații romani, pentru că trebuia să lucreze împreună la această colectare a taxelor. Și spune așa, într-un scenariu optimist și dătător de bucurie și de nădejde. Oare ce s-ar fi întâmplat? Oare ce s-ar întâmpla dacă am crede că iată ceilalți s-au dus tocmai să vorbească cu Matei, singurul care relatează despre acest cutremur, și i-au spus toate câte s-au întâmplat la acest moment. Da. Adică asta este ideea care trebuie să o învățăm, că Evanghelia este foarte personală și este foarte, foarte trăitoare și grăitoare, pentru că se pot construi imagini vizuale foarte frumoase, imagini care să ne redea nouă exact, măcar la nivelul nostru la care putem înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci, la momentele în care s-au întâmplat lucrurile acestea minunate, minunile, învierile, tămăduirile. Nu mă refer la momentul învierii, pentru că este un moment poate mai copleșitor și mai adânc. Dar uite, hai să dăm un exemplu foarte simplu. Hai să zicem că suntem la Scăldătoarea Viteza, da? Să spunem că uite, este un om bolnav de 38 de ani care n-are cine să-l arunce în scăldătoare. Toată lumea se bagă în fața lui, toată lumea vine și intră în fața lui, pentru că ce spune acolo? Că un înger tulbura apa și cine intra întâi după tulburarea apei se vecea sănătos de orice boală era cuprins. Așa spune Evanghelia. Și vine Mântuitorul și vine la dânsul. Deci vine el, vine Dumnezeu la om, nu omul se duce spre Dumnezeu. Și spune așa, ce vrei să-ți fac? Și interesant este că aici omul nu spune, știi, Doamne, mă dor picioarele că nu mă pot mișca, am escare pe spate că stau numai într-o singură parte, mă doare capul că nu mai pot să stau așa. Nu, nu spune lucrurile așa, se spune așa, sunt singur, nu are cine să mă arunce în scăldătoare. Deci iată singurătatea. Și asta ne arată cumva, ne aduce înapoi și în secolul 21 și probabil în orice secol al istoriei în care vorbim despre acest egoism uman. Despre această idee în care noi mergem și ne căutăm propriul interes, propria vindecare și uităm de cel din suferință, de cel, adică considerăm că suferința noastră este mai importantă. Și vedem că de multe ori tocmai omul în suferință nu este tocmai suferința propriu-zisă, boala care îl apasă, ci singurătatea. Da? Pentru că ia să mergem la un spital de oncologie, să mergem pe un bar de spital, ce o doare mai tare pe om? Faptul că suferă de o metastază sau faptul că nu-l vizitează nimeni și nu-l sună nimeni, nici mamă, nici tată, nici frate, nici prieten, nici nimeni, și stă singur la mila doctorilor și la mila lui Dumnezeu și a medicilor. Adică singurătatea doare tot timpul mai tare. Da, cred că aici e Hollywood în minte foarte dulce și foarte frumos, că am mai văzut prin filme astfel de situații prezentate și acolo mi se duce ideea că regretul este că nu mi-am trăit viața, că n-am făcut aia, adică tot într-o manieră din această egocentristă, că nu m-am călătorit, că nu m-am dus, când de fapt, în realitate, și chiar este o carte, nu mai știu, scrisă de o asistentă, mărturii ale oamenilor pe cumva... Persoane care erau pe moarte spuneau regretele lor, deși au fost oameni bogați, oameni care nu le-au lipsit nimic din ceea ce din spectrul plăcerilor, permanent puneau accentul, cum am spus, pe singurătate, pe, nu știu, ratarea unor relații interumane de-a lungul timpului. Și aici Evanghelia nu ne luminează și ne pune accentul foarte mult pe relația cu Dumnezeu și relația cu aproapele, care este foarte, foarte importantă.
Absolut, da. Și tocmai exact și acest om, dacă suferă sau este singur, probabil că această singurătate nu se datorează datorită faptul că trăiește într-o lume malițioasă în care el este o victimă. Cu siguranță la singurătatea aceasta contribuim și noi foarte mult. Sigur. Și într-adevăr, fiind, cum ai spus tu, mai egocentriști, ne îndepărtăm oamenii. Dar ca să fac o mică glumă, eu am cunoscut un om în suferință, un om care a suferit de această boală a oaselor de sticlă și dacă era vorba despre regret, așa într-un stil foarte amuzant îmi spune: părinte, singurul meu regret este că n-am putut să dansez. În rest, n-am niciun regret. Pentru că Dumnezeu este în inima mea, în fiecare zi îl simt, în fiecare zi îl trăiesc. Nu mă plâng, îmi duc cruce până la capăt. Și în loc de 18 ani, cât i-au dat doctorii diagnostica, a trăit 48 de ani. Și așa că a trăit mult peste și s-a bucurat de viață într-un mod așa cum nici cei sănătoși n-au făcut-o. Da. Foarte frumos. Da, da, eu aș vrea să insistăm puțin pe această scuză care are omul modern, și anume faptul că el poate invoca faptul că erau alte vremuri, era alt creștinism, era Hristos acolo, erau apostolii. Noi în ziua de azi avem și fel și fel de scuze, știți că preotul e nu știu cum, slujbele sunt nu știu cum, nu știu ce mai auzim de biserică, nu știu ce mai auzim. Și permanent ne ascundem pe noi înșine de adevăr și de Hristos la urmă urmei. Și nicăieri nu auzim problema asta. Păi, mie nu-mi place fața lui Hristos, dar nu-mi place ce a făcut Hristos în Evanghelie, sau cum a gândit, sau cum a procedat. Și permanent oamenii se agață de ambalaj, de modul de expresie exterioară a bisericii. Cum da, poate să... Cum ar trebui să răspundem oamenilor care au această, găsesc aceste scuze la orice pas? În primul rând, vis-a-vis de ideea că vremurile erau altele atunci, timpurile exact la fel erau, ca și acum, ca și atunci. Diferența o face doar progresul material și tehnologic. Oamenii, structura interioară și sufletească era aceeași. Una la mână, doi la mână. Amintiți-vă că în timpul celor 3 ani jumătate, afară de Maica Domnului, nimeni n-a știut cu adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Da? Deci vorbim despre un învățător, vorbim despre un rabin care a făcut lucruri mai mult decât alții, sau mult mai intens, sau mult mai pronunțat decât alții au făcut-o până la dânsul. Vorbim de o aproximare a ideii că s-ar putea ca acesta să fie Mesia, dar niciodată nu a știut. Și aici răspunsul ne dă Sfântul Ignatie Teoforul, pentru că dacă diavolul ar fi știut că acesta este Fiul lui Dumnezeu, ar fi încetat orice formă de ispitire, și tocmai pentru că știa că împlinea o profeție, pentru că era cunoscător al Scripturilor. Exact. Da. Trei la mână, un alt aspect. Credem că Mântuitorul era prezent, să zicem, hai să zicem că era prezent atunci în vremurile atunci și acum nu este. Dar hai să ne amintim de acel moment în care foarte mulți au plecat de la fața Mântuitorului și nu l-au mai urmat datorită greutății cuvântului. Ei, ce s-ar întâmpla? Că lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Ai un duhovnic, nu? Duhovnicul îți prezintă o situație pe care tu nu o accepti. Și atunci ce faci? Te îndepărtezi de biserică. Pentru că nu accepti că asta este realitatea lucrurilor, nu? Așa se întâmplă și atunci. Hristos punea, ce s-a întâmplat cu tânărul dregător? A plecat pentru că avea multe bogății, pentru că nu reușea să-și lepede tocmai acea structură veche pe care trebuia să-și o lepede și să îmbrace în omul cel nou. Deci Mântuitorul a pus foarte multe probleme la fileu, care a dat foarte multă eroare în mintea și în sufletul celor de atunci. Și foarte puține au rămas, că de fapt până la final ce au rămas? Cine era la Golgota, la cruce? Era Maica Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și niște femei mirolosițe care erau la distanță, în rest toți au fugit. Deci n-a rămas nimeni. Deci nu erau situația sau timpurile diferite, erau la fel ca acum. Problema este că pasajul sau procesul nostru de transformare, în momentul când eu mi-asum să merg spre Dumnezeu, să mă apropii de Dumnezeu, este un proces de transformare. O transformare care întâi scoate la iveală, într-adevăr, în interiorul meu scoate foarte multe lucruri care nu-mi place să le văd, dar trebuie să le scot afară. Scoate foarte multe situații din exterior, gen persoane care odinioară îmi plăceau, care cândva îmi plăceau, acum le descoper că de fapt ele au fost viclene și au stat doar de dragul că aveau un interes de pe urma mea și vreau să-i trebuie dați la o parte, pentru că altfel rămân într-o minciună. Ei, toate situațiile acestea normal că nu ne plac.
Și noi vrem să rămânem în această lume, pentru că întâi și întâi, tocmai apostolii ne dau acest exemplu, prezența în apropierea lui Hristos înseamnă o transformare radicală a vieții. Și transformarea vine cu foarte mult zgomot, interior în primul și în primul rând și apoi exterior. Dar această furtună care se stârnește este o furtună temporară. Este o furtună care mai apoi se potolește. Sau cum spune tot Părintele Dumitru Stăniloae, este o furtună care vine la pachet și cu o nădejde puternică care se naște în suflet. Adică chiar dacă eu trec printr-o furtună, tot timpul în fața ochilor este un punct de lumină care mă asigură că sunt pe calea cea bună. Întrebarea mea este dacă eu aleg să nu îl urmez pe Hristos, să stau deoparte, pentru că am această libertate, care este punctul meu de lumină? Pentru că atunci s-ar putea să văd vreun milion de puncte de lumină și atât exact. De zăpăcit s-ar putea să fiu încât să nu știu încotro să merg. Și tocmai este această libertate de care ne vorbește în Evanghelia Samarineanului milostiv, că spune că omul a căzut între tâlhari. Ce a făcut? A plecat de la Ierusalim? De unde a plecat? Din locul păcii, din locul rugăciunii, din locul liturghiei, din locul spovedanii. A plecat pentru că n-a mai găsit sens în ele. S-a plictisit. Hai să mă duc în lume. Și am coborât spre Ierihon. Și în Ierihon ce a făcut? A văzut o multitudine de alegeri, de variante, de posibilități. Și s-a atât de tare s-a rătăcit prin ele încât a căzut practic între tâlharii propriilor alegeri. Și atunci rămâne într-un haos. Deci eu un pic trebuie să o judecăm și cu puțină sinceritate. Că știu că sunt și oameni care au foarte multe argumente pentru a nu merge la biserică și pentru a nu crede în Dumnezeu. Problema se pune că și așa, și cu credința în Dumnezeu, noi oricum trebuie să dăm un răspuns în fața semenilor noștri, un comportament, o trăire, pentru că trebuie să dăm ceva. Noi nu putem să fim niște sălbatici cu băta în relația cu cei de lângă noi și să fim altfel decât sunt cei de lângă noi. Și atunci trebuie să arătăm ceva. Da? Trebuie să fim umani, pentru că aceștia ne arată dragoste. Noi ce facem? Noi îi prigonim, noi îi lovim cu șutul în foc? Nu. Trebuie să le arătăm dragoste. Și atunci, cum se naște această dragoste în mine, această înțelegere umană în mine, pentru a da ceea ce primesc de la cei de lângă mine? Întrebarea mea este, mă duc înspre societate sau mă duc înspre Dumnezeu? De unde iau această umanitate? De unde iau această dragoste? Și Sfântul Ioan de Kronstadt ne spune foarte clar și spune așa, priviți către societate și către Dumnezeu. Aveți două mame. Singuri alegeți către ce mamă vreți să tindeți. Doar că prima mamă este o mamă care nu are o siguranță, da? Nu are un echilibru, nu are o certitudine. A doua mamă, adică biserica, este mama care, dacă priviți pe pereții bisericii, aveți sfinți. Da? Înseamnă că au fost și alții înaintea voastră. Înseamnă că aceștia sunt rezultatul celor care au ales biserica. Sfinți pictați pe biserică în frunte cu Maica Domnului. Deci acolo sunt niște rezultate clare, certe, nu de pe o zi pe alta, ci din timpuri cu mult înaintea noastră, îndreptate spre veșnicie, spre viitor. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Hai să trecem la partea de... Să dați un pic mai încet, așa. Da. Înainte să trecem la partea de întrebări și răspunsuri, îmi amintesc celor care ne urmăresc. Să dați un pic volumul mai încet, că mă aud și eu. Da. Înainte să trecem la partea de întrebări și răspunsuri, îmi amintesc celor care ne urmăresc că mă pot lăsa întrebări în secțiunea de chat a Live-ului pe YouTube. Mai am eu două, trei întrebări, așa că să mai explorăm puțin subiectul. Și vreau să vă întreb acum de partea cealaltă a baricadei, dacă putem spune așa. Cum putem face să nu îl ratăm efectiv pe Hristos, să nu-l pierdem din vedere pe Hristos prin multitudinea, nu știu, poate a ritualilor, a gesturilor care le facem, post, chiar și rugăciune, mers la biserică. Știți că de multe ori cădem așa într-un ritualism de acesta steril, în speranța că la un moment dat se unesc punctele, știți? Adică nu prea înțelegem noi ce facem sau de ce facem anumite chestii, e bine să le facem, dar unii pur și simplu ratează esența și se concentrează, fac din post un sens ultim al existenței, fac din rugăciune, la fel, scopul suprem, adică devin așa foarte tipicari și foarte rigizi și foarte împetriți. Cum facem totuși să nu-L pierdem pe Hristos în vedere, tot acest amalgam de gesturi? Da, e o problematică foarte interesantă și o problemă foarte des întâlnită. Și am întâlnit foarte multe situații, într-adevăr, în care
tocmai din tabăra noastră în care ne aflăm exact. Și noi, iată că se află oameni care într-adevăr creează niște norme foarte rigide și foarte stricte din aceste rânduieli și în loc să se apropie de Dumnezeu, practic rămân mai sterp și mai goi ca niciodată. Adică cumva la un moment dat se neacă. Știi cum e? Noți până la un moment dat, dar la un moment dat te neci. Totul trebuie luat cu blândețe, adică în sensul care, în primul rând, ziua, așa spune Sfântul Vasile cel Mare, cine ți-a dat ție dimineața nu-ți va garanta seara, cine ți-a dat ție seara nu ți-a garantat dimineața. Adică, dom'le, eu am un interval de zi în care m-am trezit, în care pot face ceva. Când, dacă citim în viața împăratului Justinian cel Mare, spune că el s-a rugat la Dumnezeu ca să-i dea un sfat, să-i dea ceva, o rânduială, ca să fie din partea lui și care să o țină ad literam pentru toată viața. Și a spus atât, să nu treacă ziua în care să nu faci o faptă bună. Da? Și atunci, noi întorcându-ne în viața noastră, trebuie să ne gândim la lucrurile cele mai simple. Doamne, pe ce vreau să mă axez? Vreau să fiu mai postitor. Bun, sunt mai postitor, dar totul să fie cu rânduială și cu sfatul duhovnicului. Ce aș vrea să fiu? Aș vrea să fiu mai rugător. Bun, atunci sunt mai rugător, dar la fel cu sfatul și cu rânduiala Duhului. Adică îmi pun niște puncte forte, dar tot timpul o fac cu sfatul duhovnicului, ca el să-mi gestioneze porția care mi este mie de folos și îmi crede că este suficientă. Iar celelalte le fac că trebuie făcute și le lipesc practic la rânduiala pe care o fac. Singurul lucru care trebuie să rămână independent și trebuie să aibă aceeași valoare în orice situație este împărtășania. Pentru că împărtășania este punctul central și aceea trebuie să rămână pentru toți. Dar rugăciunea sau postul, că aici vedeți, gândiți-vă că doar am discutat ora trecută. Omul poate nu reușește să postească, poate are o boală, poate face un interferon, poate are un citostatic. Ce face? Are posibilitatea să se roage. Rugăciunea, cu durerea din suflet, cu pocăință, ține loc și de post. Bun, să zicem că omul muncește toată ziua. Muncește în spital, muncește pe șantier, muncește oriunde. Nu poate să se roage, nu are timp. Dar zice și omul, Tatăl nostru, un împărat de ceresc. Ce face? Interacționează cu aproapele. Conștient că nu se poate ruga, ce face? Încearcă să facă o faptă bună față de aproapele, ca aceea să fie rugăciunea pe care el n-a reușit să o facă acasă seara când ajunge mort de oboseală. Adică sunt fel și fel de tehnici, să zicem așa, sau de mijloace prin care noi putem să nu-L pierdem pe Hristos, dar trebuie să ne dorim. Și în momentul când eu spun că îmi doresc să nu plece Hristos din inima mea, dacă eu plec la drumul acesta de unul singur, că l-am pierdut. Dacă plec la drum cu un duhovnic, cu un povățitor, atunci în proporție foarte mare, clar voi câștiga, pentru că prin gura duhovnicului vorbește Dumnezeu, prin gura duhovnicului capăt și acea nevoie la măsura la care pot duce și pot face în așa fel încât să nu-L pierd pe Hristos. Deci totul trebuie făcut cu sfat, că la urma urmei totul se întoarce la această vorbă a Sfântului Isaac Siru. Dacă vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești. Viața este flexibilă, este schimbătoare. Azi poate fi mai greu, mâine poate fi mai lejer, azi poate fi mai pașnic, mâine poate fi mai furtunos, mai plină de furtune. În toate circumstanțele eu trebuie să fiu gata să dau un răspuns, să mă comport într-un fel, să dau ceva din mine în așa fel încât Hristos să rămână în inima mea și viața să meargă pe făgașul înainte, chiar dacă mă mai aplec câteodată de trecând prin aceste cumpene sau prin aceste necazuri, chiar dacă mai cad într-o ispită, dar drumul trebuie să fie clar înainte. Foarte frumos. Vreau să vă mai întreb puțin, am pus acolo un titlu, Chemarea lui Dumnezeu între indiferența noastră și asumarea noastră. Am folosit intenționat cuvântul ăsta care nu e prea teologic, adică nu prea îl găsim prin cărțile duhovnice, ce puțin prea am găsit eu, însă am vrut să-l aduc puțin din mediul acesta mai de maidan, de vulgar, mai urban, pentru că oamenii în general în ziua de azi spun, îmi asum, da? Deci îmi asum ceea ce sunt, îmi asum ceea ce vorbesc, îmi asum, nu știu, am făcut ceva, îmi asum în fața oamenilor și așa mai departe. Ce înseamnă, Părinte, să ne asumăm chemarea lui Dumnezeu în sfera aceasta duhovnicească, bisericească? Înseamnă, nu știu, să ne lăsăm plete, ne lăsăm barbă, domnișoarele, doamnele, încep să poarte fuste până la, știți, merge la corporație acolo, la birou, dintr-o dată vine
Viorica cu fustă până la genunchi și cu batii pe cap. Ce înseamnă să ne asumăm? Pentru că mulți nu înțeleg acest aspect. Da, într-adevăr, asumarea implică responsabilitate. Asumarea implică o responsabilitate din partea noastră în sensul în care noi știm ceea ce spune Evanghelia, noi știm ceea ce ne învață Sfinții Părinți, știm ceea ce ne învață rugăciunea. Ideea este noi cum răspundem la tot ceea ce aflăm și cunoaștem. Și atunci e exact ceea ce am spus puțin mai devreme, este această flexibilitate a situației. Vezi că foarte mult, mai ales în acest timp modern, să zicem, da, noi facem foarte multă comparație cu vremurile apuse, vremurile din perioada comunismului, vremurile în care, după îndreptarul de spovedanie al părintelui Nicodim Mădiță, se fac foarte multe interdicții acolo vis-a-vis de îmbrăcăminte, de machiaj, de comportament, de aspect și așa mai departe. Problema este că în ziua de astăzi, dacă vrem să ne câștigăm și pâinea și vrem și să Hristos să stea în inima noastră, trebuie să ne întâlnim puțin la mijloc. Hristos oricum trebuie să rămână acolo și trebuie să facem acest efort. Doar că în partea din exterior trebuie să fim foarte înțelepți. Știți cum e? Înțelept ca șerful și ca șarpele și blând ca porumbelul. Adică înțelepciunea șarpelui trebuie să fie acea înțelepciune care tot timpul găsește o rază de lumină, o soluție. Dom'le, ce îmi spune, uite, eu sunt mai duhovnicesc, eu merg, am un duhovnic, mă împărtășesc în fiecare post sau de 12 ori pe an și totuși lucrez la o corporație internațională. Îmi spune șeful să vină îmbrăcat mai modern, adică mai... Ce fac atunci? Da? Ei, problema este că atunci tot sfatul cu duhovnicul mă ajută mult și rugăciunea mă înțelepțește. Pentru că ce se întâmplă? Eu pot să port un costum, pot să port o costumație și pentru femei, puțin mai, să zicem, nu cu fusta până la lung, dar Hristos poate să rămână tot în inima mea, adică Hristos nu pleacă de acolo. Noi ne-am stereotipizat pe partea exterioară și noi uităm că tocmai în partea interioară acolo de fapt stă problema. Pentru că dacă mergi, eu sunt o persoană puțin mai pragmatică și vreau să spun că am întâlnit paradoxul. Adică am întâlnit persoane cu fusta până la pământ și cu baticul în cap, cu legiuni de dragi mult mai multe decât la sufletele celor care umblă mai modern îmbrăcat și care vin așa mai cu blândețe, își asumă faptul că nu prea au mers la biserică, pleacă capul, își cer sfatul, te ascultă cu blândețe și te ascultă cu plăcere. Pe când, din partea cealaltă, deși ar trebui după 20-30 de ani de mers la biserică să învețe simplitatea, comportamentul cu reverență în fața unui duhovnic, au atitudinea asta, știu eu că așa trebuie, că am văzut la părintele cutare, că am făcut aia, că am făcut aia. Ba mai mult, începe să vă corecteze, să vă critique. Absolut. A, părinte, dar cum adică veniți așa, alea, știți, absolut. Adică... Absolut. Da, pentru că de multe ori asta, la fel, ratăm esența, ratăm finalitatea a ceea ce trăim, a ceea ce vrem noi să devenim. Și ne blocăm în niște expresii sau niște manifestări exterioare, că la urmă astea sunt, manifestări exterioare, crezând că astfel noi mărturisim. Da, într-adevăr, o anumită decență, o anumită îmbrăcăminte, o anumită gestică și un anumit comportament reiese dintr-o viață interioară duhovnicească. Nu pui, știți, căruța înaintea calului, întâi îți impui anumite chestii și vrei să parți un exterior, dar de fapt în interior... E un întreg vulcan acolo și o luptă. Hai să-ți dau un mic exemplu înainte de a trece la întrebări, ca să vezi chestia interesantă. Și asta este mustrarea față de mine, ca și preot. Când am mers la Sfânt Ioan Maximovici, eram pe coasta cealaltă, eram la niște cunoștințe în New York și... Cumva căutam să iau metrou spre o biserică, spre o mănăstire de acolo, de la marginea New Yorkului. Și eram îmbrăcat în dulamă, cu crucea la piept, nu te seama, între americani, mai o priveliște mai ciudată. Dar eu așa mândru oarecum de ceea ce aveam la piept, de felul cum eram îmbrăcat. Și la un moment dat mă trage de mânecă un tip, dar foarte casual îmbrăcat, cu sacoșa de cumpărături și mă întreabă, cumva sunteți preot? Ortodox, mi-a spus să despreot ortodox și mi-a spus, băi, americanul știe, dar de unde știi? E american, asta e puțin ortodox.
și îmi spune: părinte, și eu sunt preot ortodox. Am parohia puțin mai la două stații de metrou. Și când am început să port o discuție cu dânsul, deci mi-a arătat o valoare sufletească și umană enormă, că am mers câteva stații cu metrou împreună și vreau să spun că pur și simplu m-a făcut să mă rușinez, pentru că eu, că eram îmbrăcat și chipurile arătam de la 2 km că sunt preot și cu cruce la piept, pentru mine faptele cam scârțiau la momentul, cam scârții în general, în comparație cu un om care, iată, vine îmbrăcat total obișnuit, plasat în lume, neieșit cu nimic în diferență. Da. Bine, acum fiecare cu misiunea lui, probabil, un pic volumul mai încet ca să se aude. Probabil părintele respectiv, dacă ar fi umblat în dulamă permanent, ar fi creat așa o barieră față de americanii de rând, știți, e comunitate. În schimb, și Sfinția voastră aveați misiunea dumneavoastră, că ați fost acolo să reamintiți că, băi, așa trebuie să arate un preot ortodox și în societate. Adică, cumva, a fost o lucrare, dar, într-adevăr, de multe ori, nu haina îl face pe om, adică nu neapărat, sau haina așa reflectă statutul omului într-un tot. Foarte frumos, da, părinte. Propun să trecem la partea de întrebări, să vedem ce frământări au cei ce ne urmăresc. Reamintesc tuturor care ne urmăresc că puteți lăsa întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube. Și desigur ne ajută foarte mult un like, chiar dacă e ceva banal, ajută foarte mult, că așa funcționează minunații algoritmi. Iată prima problemă de la Ilie, sunt două comentarii, am să le citesc pe amândouă. Părinte, e o problemă delicată. Fratele meu cel mai mare, de când s-a căsătorit, nu se mai înțelege cu nimeni, drăcuiește pe părinți și s-a depărtat de biserică, parcă e altcineva. Și soția lui a și prevestit înainte părinților mei că să-l facă să aibă ochi doar pentru ea. Ce este de făcut? Păi, în primul rând, sfânta și dumnezească rugăciune. Aici asta este cel mai important lucru, adică rugăciunea celor dragi pentru dânsul. Aici, cu siguranță, Maica Domnului ajută foarte mult, Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel ajută foarte mult, Sfântul Pantelimon, că este și o boală a sufletului, și Sfântul Ioan Botezător, iar la fel. Ideal este că, probabil, un astfel de om, cu siguranță, este influențat de cineva, asta un aspect, dar că această influență trebuie să ținem cont că ea nu durează, nu este permanentă. La un moment dat ea va claca, pentru că influența celui rău este planul acela care nu ține la lung. La un moment dat se distruge, mai ales dacă noi din particularul nostru lucrăm cu rugăciunea. Pe de altă parte, noi nu trebuie să-l abordăm în subiecte sensibile, ci pur și simplu să-l luăm cu dragoste. Adică, ce mai faci? Cum îți este? Ai nevoie de ceva de mâncare? Uite, am făcut ceva, te invit la masă. Adică niciodată pe subiecte sensibile. Nu vorbim despre când te-ai spovedit ultima dată sau nu. Deocamdată ne rugăm în particular, punem genunchiul seara pentru dânsul, iar într-o comunicare liberă îi arătăm dragoste. Pentru că dragostea noastră va învinge mult mai eficient și va fi mult mai eficientă decât influența ei, care la un moment dat, cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu, va înceta. Foarte frumos. Octavia întreabă următor: cum ne dăm seama cu exactitate că urmăm voia lui Dumnezeu, mai ales când ne aflăm în situații incomode, neplăcute și dificile? Da, aici este aspectul și privirea vis-a-vis de noi înșine. Noi oarecum, dacă ar fi să fim sinceri cu noi înșine, știm care sunt metehnele noastre. Nu vrem să le acceptăm în exterior sau față de cei de lângă noi, că probabil și-ar schimba imaginea. Dar știm și știm că poate într-o zi pierd răbdarea față de aproapele meu sau îl scurg sau îi vorbesc urât sau îl jignesc. Ei, trecând o perioadă în care eu mă rog, da, am aceeași interacțiune cu același om pe care îl suport mai greu și atunci observ că reușesc ușor să-l rabd. Adică chiar dacă în mintea mea mai trec gânduri, gura nu mai vorbește, adică se abține. Acesta este oarecum progresul, pentru că noi, e drept că și noi așteptăm niște minuni foarte extraordinare și foarte semnificative, doar că minunile acestea se întâmplă la nivelul fiecărei persoane, în suflet, acolo, în taină fiecăruia. Fiecare știe când poate dintr-o dată rabdă mai mult,
parcă dintr-o dată e mai calm, parcă dintr-o dată are răspunsuri la niște întrebări la care nu găsea, parcă dintr-o dată reușește să facă față unei presiuni mai mari. Și asta se datorează tocmai faptului că Dumnezeu se naște în inima lui, datorită împărtășanii, datorită spovedanii, datorită rugăciunii și așa mai departe. Da, foarte frumos. O întrebare des întâlnită. Cineva vrea să mă întrebe dacă chiar trebuie să se lase de țigări pentru că are probleme cu voința și este frică. Și mă menționează că nu a postit niciodată, deși îi pare rău. Problema asta, că aici sunt două probleme. Că sunt oameni care își postez chiar dacă fumează. Problema este păcatul dacă, de exemplu, în epoca aceasta modernă, spunem la, mai ales la generația tânără, că fumatul este un păcat. Eu am întâlnit multe răspunsuri, gen, și ce dacă nu mă interesează, eu vreau să fumez și la revedere. E, și atunci nu rezolv prea multe. Problema este puțin mai complicată, pentru că este într-adevăr partea fizică care dăunează foarte mult și asta se vede la lung în timp. Poate pentru mulți durează 5, 10, 20 de ani, poate pentru alții mai mult sau pentru alții mai puțin. Dar dincolo de toate este problema dependenței. Da? Și dacă ar fi să luăm la modul cel mai sincer și dacă o luăm cu logica noastră simplă, neculturalizată de nimic, ce înseamnă o dependență? O situație care mă ține în loc. Exact ca și cum eu aș încerca să merg prin viață cu două lanțuri legate de picioare. Clar că nu am aceeași intensitate. Clar că nu am aceeași trăire. Clar că nu am aceeași chef, aceeași voință. Tot timpul este un bolovan care mă împiedică. E drept că mă bucur, e drept că și așa interacționez și am momentele în care simt că viața este frumoasă, dar nu am deplinătatea lucrului atunci când sunt fără de dependență, când am libertatea să pot alege, să mă pot îndrepta spre o situație, să pot face un lucru. Adică, practic, această dependență este problema. Și da, într-adevăr, în momentul când dependența devine parte din firea mea umană, da, îmi este frică, că e ca și cum eu aș deschide ușa să intru pe partea cealaltă, dar ce oare pe partea cealaltă? Dacă sunt monștri, dacă sunt șerpi, dacă mă înghite, dacă e o prăpastie. Nu? Asta e problema. Dar problema este că dincolo de poartă stă Dumnezeu și Dumnezeu nu face decât să ne prindă în mână și să ne călăuzească acolo unde trebuie. Ideal este așa cum spunem și noi aici. Dom'le, fumezi mult, nu e o problemă, nu-ți spune nimeni să le lași dintr-o dată. Dar măcar în fiecare săptămână lasă o țigară jos și pune rugăciune în plus. Lăsatul țigării și forța rugăciunii s-ar putea în timp să te facă să te lași mai mult. Încă o săptămână, încă o țigară. Sau încă o săptămână, încă două, trei țigări. Și ușor, ușor, din aproape în aproape. Iar vis-a-vis de post, trebuie să ne gândim foarte simplu. Noi suntem oameni care, în orice situație sau în orice conjunctură socială am fi, suntem oameni care luăm decizii. Și care avem nevoie să păstrăm niște relații și să fim oameni puternici, care să avem soluții pentru cei care depind de noi. Pentru că suntem părinți, suntem duhovnici, suntem frați, suntem surori și așa mai departe. Ei, aceste decizii, la aceste decizii sclipitoare, care au nevoie de toată puterea noastră interioară, este foarte important postul. Pentru că postul eliberează trupul, trupul eliberează mintea, și cu o leacă de rugăciune se luminează și sufletul. Și atunci o să vedem că devenim mult mai ascuțiți și mult mai perceptibili la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și vom putea să luăm atitudinea aia fermă împotriva, de exemplu, unui pericol care se îndreaptă în calea noastră sau unei situații în care avem nevoie de un răspuns imediat. Adică, la punctul ăsta, în primă fază, ăsta este temelia de jos. Că după aia, ținând postul, o să descoperim și frumusețea lui și o să găsim și momente sau situații sau lucruri prin care o să ne îndrăgostim să ținem post și o să ni se pare că e atât de ușor și atât de frumos. Exact ce vorbeam adineauri. Nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Adică nu mai vedem pe Hristos, pe Dumnezeu, din cauza postului, a rugăciunii, că punem așa niște chestiuni care, de fapt, noi spre ele privim în loc să privim spre Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să ajung sau vreau să te cunosc mai bine. Am auzit chestii interesante despre tine. Ce ar trebui să fac? Adică așa te pus problema cu Dumnezeu, că Dumnezeu e persoană, nu e un copac la care ne închinăm. Mihaela vă întreabă în felul următor. Părinte, de ce spune Sfântul Apostol Petru, pleacă de la mine, Doamne, că sunt om păcătos? Și o altă întrebare, cine este Sfântul din icoana de pe perete lângă icoana Domnului Iisus Hristos din spatele dumneavoastră?
Doamna Mihaela, ați lipsit la emisiunea anterioară despre Sfântul Ioan Maximovici. Da, deci este Sfântul Ierarh Ioan Maximovici. Da. Așa. Vis-a-vis de acest lucru, aici ar trebui să... E și simplu și complicat în același timp. Gândiți-vă, omul, înainte să-L întâlnească pe Hristos, trăind în această mediocritate a vieții lui, în această monotonie în care toate se repetă, dar pe el nu-l deranjează. Adică dacă mănâncă, se scoală, plătește datorii, vine acasă, muncește, merge în concediu, pentru el este toată viața, nu-l interesează. Dintr-o dată, cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscându-L și născându-se Hristos oarecum în inima lui, ușor, ușor, prin rugăciune sau practic prin această modalitate nouă de viață, totul devine mult mai profund. Lumea, chiar și în exteriorul nostru, se deschide mult mai larg. Situațiile, situațiile și oamenii care intră în contact cu noi ne covârșesc atât de mult ca și complexitate, ca și frumusețe, ca și intensitate, ca și tot ceea ce lasă în sufletul nostru, încât prima reacție este: pleacă, Doamne, de la mine, că sunt un păcătos. Adică atât de multe lucruri am pierdut, atât de multe lucruri văd în fața mea încât nu-mi vine să cred. Adică nu este o chestie de a-L izgoni pe Dumnezeu, ci pur și simplu este covârșit de intensitatea momentului, de intensitatea clipei și de complexitatea alegerii și a drumului pe mai departe din acest punct. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Dacă ați văzut filmul lui Zeffirelli, această viață lui Iisus Hristos de vreo 6 ore, are un moment sclipitor și foarte frumos. La un moment dat, Petru rămâne în urmă după ce ajunge barca la mal cu ceilalți apostoli. Petru rămâne în urmă ca să lege barca și la un moment dat, din spate vin slugile lui și spun: te întreabă soția, te întreabă soacra, care e să vii acasă? Și la un moment dat Petru se enervează și spune: lasă-mă că ajung la primăvara viitoare. Duce și spune: nu mă mai bate la cap. Și Matei din umbră îl privește. Și când se așează în jurul focului, îi spune așa liniștit și blând: Matei, de ce te minți? De ce te minți pe tine însuți? Amândoi știm că n-ai să te mai întorci acasă. Amândoi știm că nu va mai fi la fel. Și ei, tocmai lucrul acesta îl determină pe Petru să spună: pleacă de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Foarte frumos. Doina are următoarea problemă. Spune felul următor: așa cum dorește cerbul izvoarele, așa dorește sufletul meu pe tine, Doamne. Și întreabă de ce mi s-a descoperit Dumnezeu așa târziu. Viața mea avea altă traiectorie. Mă frământă gândul acesta. Sunt acei oameni care îl descoperă pe Dumnezeu, poate, nu știu, vârsta a doua, mai târziu, și nu își pun întrebarea asta: dar de ce nu mai devreme, de ce nu de tinerețe, de ce am făcut atâtea prostii și tinerețe și n-am știut că sunt prostii? Și eu am să răspund cu o întrebare la această întrebare: de ce stau și îmi pun problema în loc să trăiesc tocmai minunea care mi s-a descoperit? Pentru că o să vedem o chestie foarte interesantă și aici mă duc tot înapoi la cei care suferă de aceste boli scârboase și grave și cu faze terminale. Gândiți-vă foarte interesant că atâta timp cât omul trăiește, la un moment dat zicem că îi se dă un diagnostic, spui că mai are 6 luni de trăit. Și la un moment dat ce se naște în inima lui? Dorința de a trăi. Dintr-o dată se întoarce cu fața și spre Dumnezeu. Dintr-o dată îl dorește, vrea să se împărtășească, vrea să se spovedească, vrea să fie altcineva, alt om. Și la un moment dat, din 6 luni se face un an, dintr-un an se fac 2 ani, dintr-un 2 ani se fac 10 ani. Și dintr-o dată, iată că depășește orice pronostic. Ei, timpul se lungește atât de mult încât viața pe care el o trăiește la momentul acela de finalitate este mult mai intens și mult mai complex decât tot ce a trăit până atunci. Deci de aceea, dacă da, într-adevăr, poate mi s-a descoperit sau l-am descoperit mai târziu sau poate ne-am întors noi cu fața mai târziu spre dânsul, trebuie să ne bucurăm de acest moment. Pentru că acest moment, în toată complexitatea lui, oricât va fi, că e un an, că e 2, că e 10, că e 20, va fi mult mai bogat decât tot ce a fost până acum. Da. Eu mi-aduc aminte exemplul Sfântului Moise Arapu, da? Care fusese șeful cel mai temute bande de tâlhari din perioada respectivă, din acea zonă, omorâse peste 300 și ceva de oameni, tâlhării cât cuprinde, desfrâuri și așa mai departe,
Și cu toate astea, deși s-a descoperit Dumnezeu târziu, nu? Și l-a ajuns sfânt și, o, da. Doamne, ce sfânt. Deci nu este asta o problemă. La Dumnezeu nu este asta un impediment, sau are Dumnezeu rânduiala lui. Da, așa este, așa este. Timpul nu este în limita, în măsura noastră. Și uite, azi am avut o chestie, o surpriză la spovedanie, să întâlnesc o persoană, o femeie de 57 de ani, pentru care atunci când i-am amintit de moarte și când am întrebat-o ce este pentru dumneavoastră moarte, și mi-a zis că este un element surpriză. Ei, dacă după 57 de ani tu ai descoperit că moartea, care este cea mai mare certitudine, este un element surpriză. Singura certitudine. Singura certitudine. Gândiți-vă ce înseamnă să trăiești atâția ani și, de fapt, cum ai trăit tu viața și ce înseamnă pentru tine viața. Dacă pentru tine moartea e un element surpriză, care tu nu-l aștepți, pentru care tu nu te pregătești. Da? Așa că, slavă Domnului că am reușit să descoperim, chiar dacă avem 50-60 de ani sau oricât ar avea, am avea, ideea este că în momentul când l-am descoperit să ne comportăm ca și cum am avea pe omul de care suntem foarte îndrăgostiți. Să nu ne mai săturăm de el, să nu ne mai săturăm de rugăciune, să nu ne mai săturăm de spovedanie și de duhovnic, să aflăm lucruri noi, să ne împărtășim de liturghie, adică să nu ne mai săturăm, să fim ca acei îndrăgostiți care tot timpul sunt cu focul aprins în inimă. Și timpul se va prelungi în sensul în care o să avem timp să le facem pe toate, să le descoperim cât nu l-am descoperit până acum. Foarte frumos. Alexandra, următoarea situație. Ce să fac? Soțul meu bea foarte mult. Nu mai știu ce să fac. Da, e o cruce de dus, e o cruce foarte, foarte dureroasă. Acum conjunctura poate să fie diversă, pentru că de obicei bărbații se apucă să bea foarte mult datorită unor lucruri pe care ei le țin acolo adânc în suflet și nu le comunică la timp și le lasă adâncite și se refulează în patii. Pe de altă parte, dacă el nu împiedică ca soția să meargă la biserică, asta e foarte bine, și să meargă să-l pomenească și să roage. Și în momentul când seara vine și când se culcă și când nu mai are interacțiune cu dânsul și nu mai comunică cu dânsul, la fel se pune genunchi la rugăciune. Este ceea ce spune Evanghelia, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Este crucea pe care o purtăm, nu este o cruce deloc ușoară, într-adevăr și o compătimesc și o înțeleg, dar este o cruce care, pe de altă parte, ne și spală de foarte multe păcate. Pentru că puteam, la fel, să n-ai un soț bețiv, să suferi tu de un cancer, să ai o metastază, să ai dureri peste dureri și stai la pat. Știi? Și în loc de chestia asta, adică în loc să plătești tu cu durerea ta, plătești suportând durerea și neputința celui de lângă tine. Pentru că viciul sau dependența este o durere a celui în cauză. Nu este o chestie de liberă alegere. Este o durere care se manifestă prin viciu. Poate la o discuție, când este treaz, încercați să identificați care este durerea din el, că s-ar putea să aflați lucrul noi. Da. Sigur, noi fiziologic suntem limitați în a experimenta plăcerea, adică o putem simți până la un anumit prag, după care neuronii și neurotoxinele din capul nostru, nu mai, deja acolo se creează haos și de fapt este o problemă, este o suferință, este o durere, nu este o plăcere continuă așa. Absolut. Poate credem noi din exterior când vedem lucrul ăsta. Uh-huh. Mai departe, Marius are următoarea întrebare. Farisei care au plătit pe soldați să spună că Hristos a fost furat, nu s-au gândit sau temut că Hristos s-ar fi putut arăta apoi mulțimilor și că ar fi fost vădiți de minciună? Ba da, cu siguranță. Dar nu, cu siguranță Hristos s-a arătat, chiar dacă aceștia au fost plătiți. Problema e că ei nu s-au temut pentru că nu credeau în acesta ca fiind Hristos. Doar că era personajul care dădea foarte multe dureri de cap pentru ei. Și atunci nu e vorba de teama că s-ar fi arătat, că și chiar dacă s-ar fi arătat și s-ar fi vădit minciuna lor, cu siguranță tot o scuză ar fi găsit în sensul în care să continue să creadă că acesta e un impostor. Adică n-a murit de fapt pe cruce, de fapt n-a fost pus în mormânt, de fapt a fost dus și vindecat de către alții nascuns, de fapt acesta nu e Mesia. Adică ei nu s-au temut că el va apărea sau va învia, ei s-au temut că el să nu apară, să nu le dea acea durere de cap, adică să nu le strice lor autoritatea la vremea de atunci. Și în continuare, probabil că și de-a lungul istoriei, problema lor este tot exact la fel. Acest Iisus le este teamă să-l pună în evidență, tocmai în ideea în care
îl vor pune în evidență, devine Mesia. Și dacă devine Mesia, devine acela de care ei trebuiau să asculte și nu au făcut. Da. E ce se întâmplă de 2000 de ani, nu politică. Adică de multe ori apar foarte multe minciuni, în, chiar cu frică sau nefrică, în spațiu public, însă beneficiul minciunii pentru persoane respective este mai mare decât riscul de a fi deconspirat sau chiar dacă se află după aia, nu mai contează, e prea târziu. Bun. Ana are următoarea situație legată de soția tatălui dumneai ei. Spune că e o femeie egoistă, nu lasă să sune pe copiii lui, când e cu ea nu mai vede altceva. Ce pot face să-l aduc pe calea cea bună? Deci probabil e mama vitregă, cum ar veni. Da, deci nu suport, așa, e o femeie egoistă, nu lasă să sune pe copiii lui, când e cu ea nu mai vede altceva. Ce pot face să-l aduc? Ne întoarcem iar la rugăciune. Da, aici recomandăm foarte mult psaltirea, o catismă din psaltirea lui David, un acatism la Sfântul Spiridon care mă iluminează mintea. La fel, Sfinții Arhangheli sunt foarte buni. Și la fel, aceeași idee. În scurtele clipe, care vorbiți cu dânsul, nu scoateți în evidență răutatea partenerii de viață cu care stă, ci pur și simplu bucurați-vă că puteți comunica cu el. Pentru că dacă vă bucurați și arătați dragoste, el după ce închide telefonul, îi se strânește o sămânță de dor, pe care la un moment dat va încerca el să o stingă, sunându-vă și căutându-vă, poate pe ascuns sau poate impunându-se în fața partenerii și spunând că este necesitate să comunice copiii. Pentru că dacă voi comunicați și arătați în discuție, din discuția de 5 minute, 3 minute vorbiți despre cât de dificilă și de a dracului pe românește este persoana cu care stă, atunci îl îndepărtați și mai tare. Arătați-i dragoste și iubire ca el să fie, doar să comunice. Pentru că o persoană care influențează și pune presiune este o persoană care nu va câștiga pe termen lung. Și la un moment dat se va sfârși. Contează ca cei care arată dragoste să fie tot acolo când el o să-și dea seama de realitate lucrurilor. Ana are următoarea situație. Părinte, am un băiețel de 3 anișori care este suspect de autism. Mi-e pare foarte rău, Ana. Suntem în Franța și doctorul aici nu prea mă ajută. Vă rog din suflet să-l pomeniți și dumneavoastră. Mateo. O să-l trecem și o să-l pomenim cu drag. Pentru dânsul recomandăm tot așa acatistul Sfântului Stelian, că este ocrotitorul copiilor, și să ia la rând, așa, rând pe rând, câte un acatist în fiecare zi, toți sfinții ăștia doctori fără de arginți. Luca al Crimei, Efrem cel Nou, Ioan Maximovici, Pantelimon, Ioan Botezătorul, pentru că aici, prin rugăciune, Dumnezeu să vă milostivi de situații, clar, cu siguranță. Da. Bun, Mihaela vă întreabă felul următor. Cum ne putem proteja de oameni vicleni? De cele mai multe ori se dau prieteni pentru a ne câștiga încrederea, însă scopul lor este de ne face rău. Păi situația o luăm invers. Aceasta este realitatea în care trăim. Omul, fie că vrea sau e conștient sau nu-i conștient, are în această structură, datorită neputinței, păcatului, are viclenie. Și atunci eu trebuie să mă întreb până la ce formă acceptă această viclenie atunci când omul intră în contact cu mine. Adică se pune problema, știți că am discutat cândva o dată treaba asta, nu știu dacă până asta, dar am discutat ideea în care spune așa, ce că iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bun, și atunci hai să zic să-mi iubesc pe aproapele. Dar eu merg în societate și încerc să fac bine celui de lângă mine, celor de lângă mine. Numai că o fac doar cu inițiativa mea, nedându-mi seama în ce societate trăiesc. Făcând bine și intrând în societate, îmi dau seama că societatea e plină de oameni meschini, de oameni vicleni, de oameni parșivi și atunci primesc șut după șut. Adică la binele care îl fac, primesc un șut în fund, la binele care îl fac, primesc o palmă după cap și atunci stau și mă întreb, dar asta înseamnă bine? Păi atunci nu mai fac niciun bine și mă trag înapoi. Gata, și nu mai fac bine. Nu, problema nu se pune așa. Problema se pune că întâi eu trebuie să mă identific cu lumea în care trăiesc. Asta este lumea. Aceasta a fost și realitatea Mântuitorului. N-au cântat păsărele și îngerași acum 2000 de ani, ci au fost tulburări și stări de agitație și de încrâncenare, la fel ca și în ziua de astăzi. Din această societate trebuie să găsim lumina. Adică eu întâi trebuie să mă hrănesc duhovnicește, spovedindu-mă, împărtășindu-mă, fiind participant activ la Sfânta Liturghie și cu rugăciunea personală permanent acolo în background-ul vieții mele și atunci să merg
să interacționeze. Și dacă acești oameni vicleni sunt într-adevăr prezență în viața mea, ei se vor depărta ușor de la mine și voi rămâne eu fără să fac niciun efort, pentru că îi îndepărtează Dumnezeu. Și are loc această triere în care cei care sunt cu adevărat rămân acolo. Da. Înainte să trecem la următoarea întrebare, vă rog să răspundeți lui Cristian. Cine este în poza de lângă Sfântul Ioan Maximovic? Eu știu, dar... Da, asta nu știi nici tu. Este părintele Alexandru Schmemann. Știam, dar n-am vrut să... Da. Că era curios, îi se pare, nu știu, părintele Stenroi, nu, e părintele Alexandru. Alexandru Schmemann îl cheamă. Da. Vasile vă întreabă în felul următor, postul fără împărtășane are vreun folos? Păi gândiți-vă cum este să munciți 30 de zile fără să vă luați bani și să vă duceți acasă numai cu bolurile de masă. Dacă este vreun folos în 30 de zile de osteneală. Nu. Totul trebuie să se încununeze cu împărtășanie. E drept că poate pentru mulți există această oprire de la împărtășanie și vor primi aghiazmă mare datorită opririi. Un an, doi, trei, zece, nu e o problemă. Pentru că eu în momentul când stau, să zicem, o perioadă de timp fără de împărtășanie efectiv și eu nu mai aghiazmă mare, dar am o relație cu un duhovnic, eu practic parcurg un drum. Pentru mine orice spovedanie, orice post, orice guriță de aghiazmă mare care înseamnă încununarea spovedaniei, înseamnă un drum mai aproape de potir, din aproape în aproape. Deci totul trebuie să tindă tocmai în această direcție. Fără de împărtășanie, nu numai că postul nu e valabil, nimic nu e valabil din ceea ce facem. Deci totul trebuie să fie încununat prin împărtășanie, pentru că acolo este epicentru, acolo este epicleza, acolo este nucleul. Da, foarte frumos. A mai fost întrebarea asta, dar mai adresăm o dată, poate a intrat cineva mai târziu și poate vă aveți inspirație de alt sfat. Cum să scăpăm de patima fumatului? Mă întreabă Nicoleta. Nu, sfatul am să-l dau tot la fel, doar puțin nuanțat într-o altă direcție. Deci, să nu credeți, deci, patima aceasta este omniprezentă în societatea care trăie. Și exact cum am spus și celui de anterior, sunt foarte mulți care o fac cu foarte multă plăcere și nici măcar nu acceptă o idee în care tu spui că ar fi păcat sau că n-ar fi bine. Nu. Ei, dacă eu simt că nu-mi face bine, nici sufletește, nici trupește, atunci încep să iau o atitudine. Dar eu o bătălie cu un adversar puternic, pentru că dependența și patima, dacă eu o las să crească în mine, devine un adversar puternic, cu care eu nu mai duc o luptă așa, gen cu chibritul și l-am învins. Trebuie să scot armele. Și atunci trebuie să o fac cu multă chipzuire. Și atunci ce fac? În fiecare săptămână las o leacă, o țigară la o parte, fac o rugăciune în plus. Și de pe urma acestui abandon al unei bucățele din patimă și acestei adăugări a unei rugăciuni se creează un echilibru în sensul bun al cuvântului. Adică capăt o putere nouă. Pentru că rugăciunea nu e doar așa făcută, așa doar ca să o facem, ci are rolul de a ne alimenta pe interior. Și atunci efortul de voință crește. Și la un moment dat, poate săptămâna următoare îmi pun probleme, băi, dar de ce să renunț numai la o țigară? Hai să renunț la două țigări. Exact. Și ușor, ușor voi renunța. Adică nu dintr-o dată, pentru că dintr-o dată se creează acel sevraj. Și acel sevraj aduce daune foarte mari și de multe ori pentru foarte mulți creează un dezechilibru foarte tare. Sunt care se pot lăsa dintr-o dată, prin mila lui Dumnezeu și prin efortul lor, dar sunt care se luptă. Și atunci ușor, ușor trebuie să luăm cu atenție și cu dragoste și pe aceștia. Foarte frumos. Ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Mariana vă întreabă în felul următor. Cu cât mă apropii mai mult de biserică, cu atât familia este împotrivă și mă doare sufletul. Cum să fac față dojenerilor? Aici e doar o mică părere personală pe care vreau să o lansez ca răspuns. Nu e neapărat ca o lege fixă a vieții. Dacă familia este împotrivă, puneți în vedere următoarea chestie. Eu sunt, de exemplu, eu sunt mama din casă, da? Sau sunt soția și mama care sunt în casă. Bun. Dacă voi sunteți împotriva mea, că eu merg la biserică, bun. Sunt situații în care eu sunt cu moralul la pământ. Sunt situații în care eu sunt cu sufletul la pământ. Aș vrea ca și membrii ai familiei, în astfel de situații, să-mi prezentați soluții alternative de a mă vindeca sufletește și de a continua să fiu soție și mamă. Pentru că dacă nu, de altfel mă transform într-o scorpie. Și atunci nu o să vă placă lucrul acesta.
Ori dacă lucrul acesta mi-aduce pace și mă face să mă alimentez cu mai multă iubire și dragoste și răbdare, să fiu acolo pentru voi, atunci lăsați-mă să fac treaba aceasta chiar dacă nu sunteți de acord cu ea. Doar din virtutea faptului că aveți parte de beneficiile de pe urma mersului meu la biserică, care sunt de folos în primul rând pentru voi. Da, foarte frumos. Mihaela vă întreabă în felul următor: noi suntem în diaspora și vrem să schimbăm duhovnicul. Trebuie să cerem dezlegare de la duhovnicul altar ca să mergem la cel nou? Dacă este în area dumneavoastră și este teafăr și nevătămat și puteți comunica cu dânsul, prezentați această problemă, pentru că așa este decent. Că știți cum e, chiar dacă poate duhovnicul nu reușește să ajungă la inima voastră, el poate totuși face o liturghie pentru voi și atunci e bine să păstrați măcar liturghia în care el vă pomenește. Dacă se mai întâmplă și situații în care sunt orgolii de genul mult prea pronunțate, în care duhovnicul se răzvrătește și spune da de ce, spuneți: părinte, așa am simțit, așa vrem să facem. Și atunci frumos îndreptați-vă spre duhovnicul care vreți să mergeți. Adică trebuie o situație cu foarte multă înțelepciune, dar, repet, dacă se poate face schimbarea simplă și din mers, discutați-o și rămâneți prieteni, în sensul în care el când face liturghia puteți câștiga o rugăciune. Adică puteți rămâne dincolo, rămâneți fără spovedanie la dânsul, dar rămâneți cu rugăciunea din cadrul liturghiei care o face pentru voi și atunci este un rezultat, zic eu, sau un câștig foarte, foarte bun. Da, de multe ori își mai bagă și sarsa el coada și mai apar, nu știu, animozități din acestea artificial create. Adică de aceea e bine să discutăm orice problemă ar fi. Absolut. Și duhovnicul e și el om, adică a mai avut și el situații de astea, înțelege foarte bine, nu e, nu știu, o competiție. Stai cu mine că, nu știu, primesc mai mulți că mai la medici de familie sau mai știu unde, în ce domeniu, știți? Nu, Știi cum e competiția asta, Alexandru? E o chestie foarte interesantă. Mie totdeauna mi-a plăcut exemplul pe care l-a dat, de exemplu, părintele Paisie Olaru. Și în momentul când Paisie Olaru a pierdut un ucenic plecat în lume și ducându-se în lumea asta întunecată a păcatului și știind, săracul părintele Paisie, lucrul acesta, în fiecare zi îl vedeai pe o bancă, suspinând și cumva cu gândul acolo, cu mintea în ceaslov, în psaltire, și întrebându-se: oare de ce a plecat? Oare de ce a plecat? Adică dragostea aceea de mamă care își strigă puiul înapoi. Și până la urmă, ucenicul a venit înapoi. Slavă, adică asta este cumva situația care ar fi cea mai frumoasă și cea mai de dorit pentru un duhovnic care cu adevărat își iubește fiii duhovnicești. Să nu-i ține cu forța. Dacă aceștia vor să plece, să plece, iar să rămână dator să se roage. Pentru că dacă ei au plecat doar din ambiția lor personală și pe un motiv nefondat, într-un final se vor întoarce tot înapoi. Da, sau pe problemă de comunicare, ne înțelege, de aceea e bine să spargem vraja vrăjmașului. Alexandru vă întreabă în felul următor: singurătatea este un blestem sau o binecuvântare? Singurătatea este o binecuvântare, dar trebuie să ajungem până la măsura în care să găsim că este o binecuvântare, să o simțim că este o binecuvântare. Aici, dacă ar fi să vorbim despre acest lucru, cred că ne-ar trebui o emisiune întreagă, pentru că doar din cazuri particulare întâlnim rupturile acestea dintre două persoane, dintre soț, soție, sau iubit, sau iubit, acolo unde a existat o dependență emoțională pronunțată, în care singurătatea devine un blestem, pentru că există tot timpul suferința de simți că ceva s-a rupt din inima ta. Ori, noi ar trebui să fim conștienți că lipirea de oameni, oricât de pasională sau de intensă ar fi dragoste, este o lipire doar de oameni. Oamenii sunt neputincioși. Oamenii sunt așa cum sunt, fiecare poate oferi mai mult sau mai puțin. Deci omul de lângă tine te iubește la măsura la care el înțelege iubirea și poate să ți-o ofere, nu la măsura la care vrei tu. Pentru că și într-o dragoste puternică, tot timpul există un minus. Simți că cel de lângă tine nu te poate iubi, nu ți-acoperă toate minusurile și atunci tot timpul minusul ăsta ți-l acoperă Dumnezeu. Și dacă cumva se produce o ruptură, în momentul când se produce o ruptură, soluția nu este o nouă alipire într-o nouă relație, ci este tocmai înfruntarea acestei singurătăți și curățarea tuturor neputințelor din interior până la momentul când descoperim sau facem din singurătate o armă și tocmai și cu această armă, chiar dacă o să intrăm într-o relație,
ea trebuie să rămână în picioare. Adică eu nu trebuie să mă leg cu dependența de cel de lângă mine. Trebuie să am doza mea de mister, la fel cum și cel de lângă mine trebuie să aibă doza de mister și să ne descoperim reciproc, nu să ne, să intrăm forțat în sufletul celui de lângă noi, să fim dependenți ca și cum am strânge perna la piept și că dintr-o dată când ne-am trezit fără ea să simțim că nu mai știm ce să facem. Nu. Aia nu e iubire. Deci aia niciodată nu a fost iubire. Și doar o dependență emoțională, o nesiguranță emoțională pe care eu am încercat să-mi repar prin cel de lângă mine, dar în orice caz nu e iubire. Foarte frumos. Ultimele două întrebări. Ionela vă întreabă în felul următor. Cum împlinim chemarea lui Dumnezeu într-o situație de prigoană, când viața noastră și celor dragi este pusă în pericol pentru credința noastră? Da, este o provocare. Și nu are un răspuns fix, nu are un răspuns dinainte știut, ci are un răspuns care vine prin rugăciune. Pentru că dacă vorbim de prigoane, e posibil poate să vorbim și despre situația în care poate ajungem mai rar la biserică sau poate reușim să ne împărtășim, poate nu reușim să ne împărtășim așa cum am vrea. Trebuie să ne rugăm. Uite, ca să-ți dau un exemplu, în momentul când vorbim despre prigoana creștinilor de pe vremea Sfântului Apostol Pavel, când acesta era în închisoare, vorbim despre răspunsuri pe care el trebuia să le dea în închisoare unor creștini care erau fie arși pe cruce, fie schingiți, fie torturați și oamenii erau panicați și întrebau ce trebuie să facem. Iar Sfântul Apostol Pavel era pus în situație să dea răspunsuri din închisoare. Gândiți-vă că nu există un răspuns pe care îl înveți dintr-o carte și ăla îl dai mai departe. Nu. Totul se schimbă și în funcție de cât poate omul îndura. Pentru că dacă omul este prea sensibil și se sperie de ceea ce se întâmplă în fața lui mult prea repede, atunci trebuie să se împuternicească cu foarte multă rugăciune. Și ca soluție, asta este doar o soluție pe care eu mi-am aplicat-o mie și mi-a prins foarte bine. Și am mai recomandat-o și altora. Rugați-vă la toți mucenicii aceștia la care, de pe urma cărora avem și un acatist. Și spuneți și la Sfântul Gheorghe, și la Sfântul Mina, și la Sfântul Mercurie, Sfinților mucenici, dați-ne un strop din curajul vostru cu care ați înfruntat prigoana prin care ați trecut, exact, ca să putem și noi trece prin prigoana noastră personală. Da. Foarte frumos. Trebuie întâi multă rugăciune și să identificăm cu mare acuratețe duhovnicească momentul prigoanei și felul prigoanei. Absolut. Că de multe ori avem senzația că suntem prigoniți pe străzi și așa, dar de fapt suntem prigoniți mental și trebuie să rezistăm altfel, să luptăm altfel, nu neapărat. Știi cum e? E o chestie foarte interesantă. Noi tot timpul vorbim despre Antichrist sau despre lepădarea de Hristos. Ori dacă noi ar trebui să facem o comparație între noi și Petru și lepădarea lui, nu găsim nicio diferență. Și noi facem o lepădare, el a făcut o singură dată, noi facem o lepădare constantă și aproape zilnică. Da? Și gândiți-vă ce ar fi ca și pentru noi să se întâmple exact ca și lui, în situația în care doar Evanghelistul Luca o consemnează, spune așa că la momentul când el a treia oară se leapă de Hristos, contactul lui vizual se întâlnește cu cel al Mântuitorului. Ei, ce ar fi în momentul când eu las și închid cartea de rugăciune și mă apuc și mă duc și protestez sau mă apuc să mă bălăcesc și mă bălăcăresc pe Facebook cu tot felul de argumente și las cartea de rugăciune închisă și atunci mi apare Hristos și spune, dar ce faci, frate al meu? Uite, rugăciunea e lângă tine. Uite, spovedania e la biserică. Uite, te așteaptă duhovnicul cu potirul. Tu ce faci? Aici vrei să mă găsești? N-ai să mă găsești niciodată. Exact. Și ultima întrebare, Alexandra vă întreabă, foarte bună întrebare, Părinte, eu nu pot să înțeleg cum vine Lumina Sfântă în biserică. Lumina Sfântă la Ierusalim sau în biserică? La Ierusalim, cu siguranță. La Ierusalim vorbim despre minuni, nu este un lucru științific. Se încearcă explicări științifice, puteți găsi că sunt foarte mulți oameni de știință care explică, creștini fiind, explică apariția luminii din punct de vedere științific și o explică foarte frumos, dar în esență este o minune. La bisericile din parohie ajunge foarte ușor, pentru faptul că la Ierusalim Lumina Sfântă apare la vecernia care se face la ora 2 după masă și de acolo există delegații care vin din toată lumea creștină ortodoxă și merg și împart după aia cu avionul la fiecare biserică, la fiecare patriarhie, la fiecare mitropolie, la fiecare parohie. Adică este timp, pentru că ea vine la 2 după masă și atunci cu avioanele ei pot veni rapid în orice colț al lumii, ca până la miezul nopții să ajungă cu Sfânta Lumină.
Dar vis-a-vis de modul cum apare, felul cum se produce, asta este minunea lui Dumnezeu. Și eu sunt de părere că ar trebui lăsată ca o minunea lui Dumnezeu, sigur, pentru că așa este mai frumos și mai cuceritor pentru sufletul nostru. Însă și cum arunde Dumnezeu acolo dinamica la Sfântul Mormânt, garda să fie și evrei și musulmani, adică tot e verificat de alții care nu au niciun interes să ajute creștinismul sau să-l încurajeze, exact. Totul este verificat acolo, să nu existe surse de lumină și așa mai departe. Ba mai mult sunt persoane care urmăresc ce se întâmplă, adică văd ce se întâmplă, cele care așteaptă acolo nu lumină, adică chiar, nu știu, Este undeva în Ierusalim, nu țin minte, n-am reușit să ajung acolo, este o biserică din Ierusalim, o biserică ortodoxă, care are sfintele moaște ale unui mucenic soldat musulman. Pentru că, dacă știți, pentru cei care ați fost, la intrarea în templul Sfântului Mormânt este un stâlp brăzdat de sus până jos, crăpat în două, pentru că acolo a fost acea minune în care cumva ortodoxi au fost scoși în afara Sfântului Mormânt, ca să vadă dacă cumva lumina vine doar la ei, adică nu mai vine în Sfântul Mormânt, ci vine acolo unde i-au scos. Și patriarhul care era atunci, nu-i rețin numele, s-a apucat să facă liturghie exact în locul unde i s-a permis să facă. Și exact acolo a venit, brăzdând acel stâlp de piatră, crăpându-l în două, și un soldat musulman a spus: și eu cred, și eu vreau să fiu creștin, și eu cred în Hristos, și fratele lui musulman i-a tăiat capul pe loc. Și sfintele lui moaște sunt undeva la o biserică în Ierusalim, nu știu exact, nu rețin exact, dar știu că sunt. Asta este stâlpul, ca să vă faceți o idee. Până ziua de astăzi. Da, deci sunt minunea lui Dumnezeu și, cum a spus, e bine să le lăsăm așa. Și o întrebare bonus, s-a repetat, deci este foarte importantă. Ce înseamnă a face făgăduințe Domnului? E bine să facem făgăduințe? Probabil în situația în care suntem, probabil mai toți, cu neputințele care le avem, făgăduințele acestea de multe ori vor duce la neîmplinire, vor duce la foarte multe regrete personale, pentru că nu reușim să îndeplinim aceste făgăduințe. E bine doar să facem făgăduința de a încerca, de a încerca, repet, să fim mai buni în fiecare zi. Și când încercăm să fim mai buni, încercăm să ne rugăm. Încercăm să postim, încercăm să mergem la biserică și peste toate încercările noastre, Harul Duhului Sfânt va pune binecuvântarea și această încercare se va transforma într-o reușită. Pentru că dacă încercăm cu propriile noastre puteri, încercarea noastră e slabă și neputincioasă. Trebuie să încercăm, dar știind că este mila și Harul lui Dumnezeu care tot timpul ne sprijină din umbră și face probabil din 100 de pași, face vreo 95, vreo 99 de pași, noi facem doar unul singur. Mulțumim foarte mult, Părinte Săru Dreapta, mulțumim pentru timp, pentru jertfă, pentru sfaturi. Înainte să ne dați un ultim sfat, un ultim îndemn, așa, patrical, la final, la despărțire, dați-mi voi să le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, care au pus întrebări, care au dat like, care s-au abonat, care au distribuit. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune, pentru încurajări, pentru orice rugăciune pentru noi și vă rugăm să ne pomeniți în rugăciune voastră, că avem nevoie de rugăciune voastră înainte de orice. Țineți aproape, urmează noi și noi emisiuni, cu ajutorul lui Dumnezeu, sănătoși să fim și să avem spor. Părinte, vă rugăm un ultim sfat duhovnicesc pe această seară. Da. Ca un cuvânt de încheiere, să nu uităm că dincolo de Maica Domnului, de prezența Maicii Domnului, Sfinții Apostoli sunt probabil exemplele noastre cele mai apropiate de neputința noastră umană și de lupta noastră umană, și e bine să ținem cont de ei, e bine să ținem cont de toate aceste momente în care Petru este pus cumva în situații de ananghie, în situații în care el trebuie să facă față sau să dea un răspuns, chiar dacă câteodată mai pică, chiar dacă câteodată nu face ceea ce trebuie, dar probabil el, așa cum am spus, este vocea Sfinților Apostoli, pentru că și ei erau exact la fel de neputincioși până la înviere. Așa că ei sunt exemplul nostru prin care ne arată că se poate. Și putem atâta timp cât Hristos este în noi, este lângă noi, este în jurul nostru și noi suntem prezenți cu privirea și cu sufletul spre dânsul. Amin. Sărut dreapta, mulțumim, noapte liniștită. Bucurie și putere multă. Amin, mulțumim.